Din dorința de a-i construi orașului Giurgiu o imagine mult mai plăcută, primăria Giurgiu și-a îndreptat atenția și către cimitire, și anume curățenia. Asta înseamnă, printre altele, tunderea pomilor, tăierea ierbii și adunarea deșeurilor, lucrările fiind executate de 30 de deținuți. În acest moment, la cimitirul Zmârda, lucrările sunt în faza de finalizare, iar oamenii au văzut deja schimbarea și au apreciat. Era foarte neîngrijit de unele persoane care poate nici nu mai există, nu mai are pe nimeni și erau în paragină toate. Iarbă, murdărie, acum arată foarte bine, parcă suntem într-o lume civilizată și ne place foarte mult. Este chiar lăudabil pentru administrația locală, recte a cimitirului, pentru modul în care îl întreține în general. Greșit însă mi se pare faptul că nu se respectă efortul făcut, ceea ce depinde de fapt de noi, de educația noastră, deși cultul pentru morți, zic eu că e destul de accentuat în țară și în orașul nostru. E loc de mai bine, dar cred că trebuie educată populația. În urma acestei acțiuni de igienizare s-au descoperit o mulțime de locuri de veci nerevendicate pe care autoritățile le va folosi în scopuri sociale. Pe lângă locurile de veci identificate, cei de la primărie au avut surpriza să descopere și persoane care dețin în proprietate chiar și 12 morminte, cât și înhumări făcute fără chitanță. Pe baza acestor constatări s-a declanșat o anchetă internă pentru a se depista dacă mai sunt și alte nereguli la cimitirele din oraș.